Vorbeam de rău. Bună ziua, fetelor. Marinel, vorbeam... S-a deschis ușa, Marinel. Dar parcă e mai slab azi. Lasă-l, lasă-l, că-ți duc o minute din viața ta în casa fetelor. Te-ai zis, Ema, îți mai slăbuț, așa? Da. Stresat, zic. Dar nu te hrănesc la hotel? Poftim? Nu te hrănesc la hotel? Camera ne puteți da conexiune, vă rog frumos, cu reacția Nataliei la clătitele lui Marinel? Ne interesează mult. Bine. Mulțumim, mulțumim. Emanuele! Taci-mă, ce faceți? Bine. Ce faci, are stres, mă. Chiar într-adevăr ai slăbit. Hello. Dar nu, chiar o slăbit un pic. Ori de la freză îi se trage? Oh, ce da. Faci, Cristina? Hai, ce frumoasă Marinel, e. Mulțumesc. Bă! Hello, hello. De ce? Un nebun e Radu. Ia pe ce-ți, mă? Vite-te-o puțin pe canapea. Marinel, ce faci? Mai avem două fete acolo. Ce face Radu? Hai cu... da, în grădină. Aici. Aici. De ce ai lăsat ușa deschisă? Vezi că ai ceva în buzunar. Natalia, vezi că vrea să te înțepe, are cuții la spate. Ai auzit că noi n-avem șervețele și te-ai luat de acolo? S-o oferi, să Garson! Haide, te rog. A! Mamă! Ai lăsat? Bine, șeful! Garson. A crezut că ești alta. V-a pregătit domnul Marinel aici pentru dumneavoastră. Haideți să fim aici pe masă, o să tragăm asta în gâtul dumneavoastră. Da, te rog. Ai făcut tu toate, știi că... Hai că te măriți, Natalia. Cristina, vrea Radu să vină la el, dacă... Poftă mare. Vă pup, fetelor. Și pot să merg? Pa, pa. Mersi, mersi, șefule. Ionuț! Spune-i lui Radu să se mai ceară la cameră. M-am cerut de 3 ori! Nu mă lasă! Ești foarte frumoasă. Eu? Mulțumesc. Dar chestia când ți-am atras atenția din prima zi... Ce e? Păi, nu știu, mă gândesc la chestia asta. Analizez. Păi, analizez comportamentul. Doar prima impresie, adică te-am văzut... Păi măi, cât tu ești tu? Nu aș vrea să fiu cu un lăutar, sincer îți spun. Da, pentru alte chestii, nu pentru gelozie, nu mă compara cu Emma, că eu nu am gândirea Emmy. Eu am alte gândire, pentru alte chestii. Pentru depinde și câte ori pe săptămână cânti. Depinde, pentru mine este important să fii alături de mine. Înțelegi? Înțeleg. Dacă tu, eu am o prietenă care știu cum e viața ei cu lăutari, dar el, ok, cântă cam în fiecare zi. Nu știu tu câte ori. Eu chiar îți doresc chestia asta, pentru că se vede, eu știu, îți vede pe tine că îți place și vrei să te realizezi în chestia asta și chiar baftă. Dar eu așa să mă gândesc. Eu am nevoie de atenție, am nevoie să fiu cu iubitul meu, să mergem, să facem chestii împreună. Adică eu sunt foarte, nu sunt plictisitoare într-un cuplu, știi? Da, dar... Și chestia, faptul că, nu știu, iubitul meu să meargă la cântări foarte bine, eu aș fi, m-aș lăuda foarte mult cu tine. Chestia asta chiar foarte mult, aș aprecia foarte mult. Dar, din altă parte, să nu fii lângă mine, nu mi-ar plăcea. Dar nu e vorba că nu sunt lângă tine sau nu e lângă tine bărbatul acela. Să organizezi viața în așa fel încât să cânti doar în weekend. Dau un exemplu. Vineri, sâmbătă, duminică. În timpul săptămânii să fii lângă familie, pentru că la infinit nu o să poți. Dacă tu ai ofertă și îți dă mulți bani, nu te duci? Păi nu, pentru că tu îți organizezi viața... Așa da, fel încât pentru... să poți să fii și pentru îi muzică, pentru normal. Păi nu tot timpul degeaba ai bani dacă nu ai fericire. Ce fac cu banii dacă eu nu am o iubită, nu am o nevastă, nu am un copil? Ce pot să fac cu ei? Adică tot timpul pe drumuri... Ascult, tu ai posibilitatea să crești foarte mult în chestia asta. Da. Îți dau niște
colaborări, să colaborezi, să cânti cu cineva foarte faimos. Și să, să mergi cu el prin tururi, să nu știu, să cântați mai mult. Tu nu accepti? Păi accepti, dar nu accepti, accepti, eu știu, 3 săptămâni, poate, lună, poate. După nu te obișnuiești. Poftie? După te obișnuiești, îți place. Da, dar cum ți-am spus, nu poți să ai bani și să nu ai familie. Adică eu sunt genul ăla de bărbat. Vreau să fiu și fericit. Adică fericit în toate. Să fiu fericit și în muzică, să fiu fericit și acasă. Vai, vai, vai. Te-am întrebat dacă au nevoie de un pic de intimitate și am spus că da, chiar vă rog. Ea n-a casa pentru intimitatea asta. Am stricat aici intimitatea. Mă iertați să... Eu cred că trebuia să-i trimitem pe ei în grădină. Simt? Da, exact. Mă, ce rece că hai să-i trimitem. Trimitem la băieți. Duceți-vă în casă. Ați început să mâncați? Dai pace. Dar el nu știe, cred că a fost Andrei aici. Cum a întrebat, dar de ce ai întrebat de Andrei? Și comparativ cu de gelozie sau de alea, nu toți suntem la fel. De adică sunt femei care cântă și ce poți să spui de ele că, cum zicea Emma, cântă la altă masă. Nu, eu de fel nu sunt gelos și nu aș fi gelos dacă tu mergi la tine. Sunt gelos doar dacă îmi dai motiv. Dar dacă nu... Păi ai și motive, îți dai seama, înconjurat de femei, cânti, mai arăți și bine, mai una alta, știi? Tot timpul te gândești, păi oare unde o fi? Uite, mai primești un story, mai primești o poză, uite unde l-am văzut pe al tău, uite ce a făcut, uite, a făcut poze cu aia, știi? Dar... În fosta ta relație, în fosta ta a fost geloasă? Da, i-am zicea că nu acceptă chestia asta, că ea să stea cu copiii acasă. Și eu să merg... Bine, atunci eram la început, atunci am început să cânt. Deci ea mi-a și zis că dacă e să facem o familie, nu o să accepte. Dar nu o să-mi las. Dar tu cum luai gelozia asta din partea ei? Cum o gestionai? Nu mi se părea ok. Eu consider că, nu știu, gelozia asta, consider eu, îl stresează pe bărbat, adică îndepărtează bărbatul de fată, de femeie. Pentru că eu... Și eu consider că gelozia trebuie să fie într-un anumit punct. Dar asta nu înseamnă că tu poți să faci ce vrei. Dacă dai motive, nu se mai termină gelozia. Dar... Da, dar se poate spun și nu sunt genul ăla de om care să-mi bat joc de cineva, știi? Că sunt foarte respectuos într-o relație. Da, foarte respectuos. De cât timp am fost cu ea, nu m-a interesat nicio femeie. Și așa sunt eu. Nu-mi place să-mi bat joc, pentru că mă pun în locul tău, înțelegi? N-ai înșelat tu. Nu. Vrei să te învăț o șmecherie? Spune-te, rog. Ia și scriu pe hârtie. Ai jos acolo niște forme. Păi nu fac și pentru fete. Nu mai pentru Bia fac ceva special. Pentru Bia fac ceva special. Vezi că ai acolo formele alea inimioare. Fă așa cu formele alea, una peste alta. Am aici? Da, vezi că acolo jos. Jos, în dreapta, în sertar, din dreapta, jos. L-ai găsit? Să fac, stai că și mai mici. Am și mai mare. Cea mai mare formă? Fă, mă, 6 mici și una mare. Aia, bun. Așa. Și atent, după ce faci clătita, o tai pe inimioară așa. O apuci pe ea, bancă. Eu voiam să o fac din cuție, dar cred că mi-e mai ușor tu. Așa. E altceva. Da. Și o tai frumos și o faci cu frișcă. Cu tot ce... Nu e, nu cu alea, că se vede urât. Nu, dar eu nu vreau să fac ca el, vreau să fac cu tot ceva. Mersi. Dar o slăbim, Marinel. Adică o slăbit. Probabil stres. Într-o săptămână. Ori de la freză. Da, sta așa în sus. Mamă, să știți că Miciuna usucă. Ce de la baie? No. E machiaj. Machiajul e lăsat. E ok, lasă că oricum am zis că mă spăl pe eu cu apă rece.